La Tribunalul Sălaj a blocat astăzi tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor pentru alegerile prezidențiale 2014. Oficialii Tribunalului Sălaj au desemnat în cursul zilei de azi președinții și locțiitorii pentru secțiile de votare ce vor fi organizate pentru alegerile prezidențiale. Desemnarea s-a făcut prin tragere la sorți pe funcții din listele întocmite potrivit dispozițiilor articolului 21 din legea 307 din 2004 de către președintele Tribunalului Sălaj, judecător Monica Chende. Extragerii la sorți a președinților și locțiitorilor secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale 2014. Lista cuprinde pentru fiecare secție de votare câte 3 propuneri făcute de către Prefectura Județului Sălaj, propuneri care au fost avizate de către Autoritatea Electorală Permanentă.